Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la știrile Mondo TV. Iată care sunt principalele titluri ale ediției. Un bebeluș a fost găsit în containerul de gunoi în această dimineață. Micuțul era în viață, însă mama este încă de negăsit. Astăzi, la Petroșani, au avut loc mai multe acțiuni ale poliției. Razia s-a lăsat cu amenzi, arestați și dosare penale. Copiii minerilor primesc și în acest an cadouri de 1 iunie, însă nu toți sub aceeași formă. Caz șocant astăzi la Petroșani, la ora 9 dimineața, muncitorii de la salubrizare care ridicau gunoiul de pe strada Saturn din aeroport au găsit într-un tomberon un copil nou-născut. Micuțul este în viață, iar acum se află în grija medicilor de la Spitalul de Urgență din Petroșani. Eu am mai scos și mâți din containere, am scos multe lucruri din containere, că noi mai umblăm prin ele, mai ne uităm și noi în alta. Și când am auzit, plângând, am văzut piciorul, am pus înapoi pe el și am anunțat șoferul. Am tras mașina lângă punctul de gunoi, am oprit-o, băieții s-au dus în spate să verifice câte containere vede încărcat, la care a venit unul din băieți la mine și face, hai dă-te jos să vezi că într-un container gemează ceva, o fi vreun animal ceva. M-am dat jos, ne-am dus, era acoperit, învelit în niște cârpe și se auzea zbirin și zic, bă, ăsta e copil. Am dezvelit puțin să vedem ce la față, am văzut că e copilaș viu, era cu sânge pe el, era proaspăt născut, mă gândesc. Am anunțat 112 și am rămas acolo și nu am lăsat pe nimeni să atingă de container. Cei doi muncitori și șoferul mașinii de gunoi au spus că au mai salvat animale vii din tomberoane, dar niciodată nu au crezut că vor găsi chiar și un copil aruncat ca un lucru nefolositor. L-am ridicat de acolo, au venit poliția, au venit toți, l-am acoperit ca să-i fie bine și lui. Ce ai crezut când ai văzut? Am crezut că e câini normal, eu am zis că e câini, nu copil sau ceva. Și după aia ne-am apropiat de container și am descoperit cârpile alea ce era deasupra peste el și când am văzut piciorașul la copil. Bebelușul, un băiețel sănătos și simpatic foc, spun medicii, a avut zile. Starea lui de sănătate este stabilă. Starea născutului a fost bună, adică respirație bună, colorație bună, la condițiile de mediu de afară a fost acceptabilă. Deci, repet, o colorație rozacee, o respirație bună, nu era polipnei, nu era dismeic, un cord care era o tahicardie reflexă. Avea cordonul umbilical? Da, era cu cordonul umbilical. Polițiștii au răscolit 10 de minute containerele de gunoi din zona cu pricina pentru a găsi indicii care să ducă la identificarea mamei fără suflet, care și-a aruncat micuțul la gunoi. Acum se merge pe toate pistele posibile. În urma examinării medicale s-a stabilit faptul că nou-născutul era născut în urmă cu una până la 3 ore față de ora când a fost descoperit, fiind vorba de o naștere prematură și neasistată medical. În cauză, polițiștii de investigații criminale, criminaliști și polițiști de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Petroșani, precum și polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, din cadrul IPJ Hunedoara, desfășoară activități investigative, operative și de cercetare pentru identificarea autorilor, stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, precum și încadrarea corectă a faptei penale. De altfel, orice informație este binevenită și poate însemna un real sprijin pentru polițiști. Facem apel tuturor cetățenilor municipiului Petroșani care dețin date sau informații cu privire la acest eveniment să anunțe Poliția Municipiului Petroșani la numărul 0254-54-1212 sau pe numărul de apel de urgență 112. Impresionat de povestea micuțului aruncat pur și simplu de mama lui, comisarul de poliție Bolosin Florin din cadrul Serviciului de Ordine Publică și-a manifestat dorința de a-l adopta. Acesta mai are 3 copii, dintre care 2 adoptați. A fost o dimineață agitată la Petroșani. Polițiștii de aici, ajutați de cei de la Serviciul de Acțiuni Speciale Hunedoara, au acționat în cadrul unei razii ample în zonele Aeroport, Livezeni și Dărănești.
Oamenii legii de la Petroșani au scotocit orașul în căutarea infractorilor. Razia a durat câteva ore și s-a derulat pe mai multe linii. S-a identificat un tânăr de 23 de ani care avea o condamnare de 2 ani și 6 luni, care a fost prins și dus la penitenciarul Bârcea Mare, și un bărbat de 43 de ani care era autorul unui furt. Cele mai multe sancțiuni s-au dat însă în trafic. Polițiștii biroului de poliție rutieră, împreună cu polițiștii din cadrul biroului de investigare a fraudelor, au efectuat controle microfiltru în zonele Tărănești și Livăzeni din municipiul Petroșani, ocazie cu care au fost controlate un număr de 53 de autovehicule, au fost aplicate un număr de 7 sancțiuni contravenționale la OG 195/2002, în valoare de totală de 1600 de lei, și au fost ridicate 2 certificate de înmatriculare. Tot cu această ocazie a fost depistat un cetățean domiciliat în Lupeni, care conducea pe drumul public un autoturism Opel, având autorizația de circulație provizorie expirată, fapt pentru care i s-a întocmit dosar penal pentru conducere pe drumurile publice a unui autovehicul nematriculat. Și tot astăzi, o femeie de 56 de ani a fost depistată ca fiind autoarea mai multor infracțiuni de înșelăciune și fals sub semnătură privată, iar un om de afaceri din Petroșani, care își desfășoară activitatea în zona Dacia, s-a ales cu dosar penal pentru evaziune fiscală. A fost depistat un bărbat în vârstă de 39 de ani din Petroșani, care în calitate de administrator al unei societăți comerciale nu a înregistrat în evidențele financiar-contabile ale societății operațiunile comerciale efectuate sau veniturile realizate, sustrăgându-se în acest mod de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, societatea fiind declarată inactivă. Au fost confiscate mărfuri în valoare de aproximativ 120.000 de lei și în cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală. Copiii minerilor din Valea Jiului vor primi și anul acesta dulciuri cu ocazia Zilei Copilului de 1 iunie. Potrivit protocoalelor încheiate la cele două societăți miniere, cadourile vor avea aceeași valoare, însă la unii vor fi acordate etichete, iar la ceilalți plase cu dulciuri. Societatea Națională a Huilei și Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului au încheiat protocoale diferite în ceea ce privește ziua de 1 iunie, pentru care, conform contractului colectiv de muncă, copiii salariaților primesc cadouri. Dacă cei de la SNH oferă dulciuri și răcoritoare în valoare de 50 de lei, cei de la Societatea Națională de Închideri Mine oferă un tichet în valoare de 50 de lei pentru fiecare copil. Se va respecta contractul colectiv de muncă și fiecare copil al salariaților noștri va primi un pachet în valoare de 50 de lei cu TVA inclus, exact cum s-a primit și anul trecut. În pachet sunt dulciuri și băuturi răcoritoare. Copiii angajaților din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului în acest an vor beneficia de o sumă de 50 de lei care va fi acordată în tichete cadou. De ce am luat această decizie? Tocmai datorită multiplor discuții care au fost de-a lungul anilor în ceea ce privește compoziția pachetului care era oferită copilului. Unii erau mulțumiți de ce era în pachet, alții mai puțin nu, și atunci oferim posibilitatea fiecărui părinte în parte din cei 50 de lei să cumpere ce consideră de cuvință pentru propriul său copil. N-aș numi o diferență, ci doar că am analizat ce s-a întâmplat de-a lungul timpului și am găsit de cuvință că cel mai potrivit și cel mai bine știe fiecare părinte în parte ce poate să ofere sau nu propriului copil. Sunt copii care pot, de exemplu, consuma un anume tip de dulciuri, alții au interdicție și atunci este normal fiecare părinte în parte să hotărască pentru copilul lui ce este mai bun. Care variantă este cea mai bună vor decide beneficiarii. Cert este că nu e același lucru să fii copil de miner la viabili sau copil de miner la neviabili. După ce s-a tot vorbit de reluarea lucrărilor la drumul Câmpului Neag Herculane sau drumul lui Băsescu și după ce și anul trecut cu toții au promis și s-au arătat optimiști, iată că în fapt nimeni nu a făcut nimic. Primarul Danuț Buhăescu declară însă că nu se dă bătut. După ce, anul trecut și chiar la începutul acestui an, existau speranțe că drumul Câmpului Neag Herculane, cunoscut și sub numele de drumul lui Băsescu, va primi în cele din urmă finanțare pentru continuarea construcției, acum nici nu se mai pune problema. Dar primarul de la Urican, Dănuț Buhăescu, spune că nu se dă bătut în niciun fel și că va sta la ușa miniștrilor până când va primi finanțare de la anul încolo.
Ne vom lupta măcar pentru anul viitor să fim incluși în acest program. Vreau să vă spun că împreună cu domnul senator Cosmin Nicula o să încerc să fac o intervenție la domnul Șova. Dacă nu reușesc, mă mai duc încă de vreo 10 ori, până reușesc să-l întâlnesc și să-l convingem că este necesar ca măcar în bugetul de anul viitor să prindă această investiție extrem de importantă pentru noi, pentru Valea Jiului. Lucrările au ajuns la kilometrul 47, iar cei aproximativ 50 de kilometri care s-au realizat până acum au fost construiți cu multe piedici. DN66A se construiește pe amplasamentul unui vechi drum forestier. Inițial, lucrările ar fi trebuit să fie gata în anul 2010, dar execuția a fost stopată mult timp de către Garda de Mediu, după ce s-a descoperit că nu existau toate aprobările necesare. Și când a venit și avizul de mediu pentru ultimul tronson care mai trebuie executat, emis de Agenția Regională pentru Protecția Mediului Craiova, la începutul anului trecut, nu s-au mai găsit banii. Porțiunea cea mai grea pentru 22 de kilometri este o zonă unde este o prăpastie lângă drum de vreo 100 de metri. Ca un exemplu, sunt lucrări destul de mari și destul de costisitoare. 10 de elevi ai claselor terminale din Valea Jiului au avut astăzi posibilitatea de a studia oferta educațională pentru anul școlar următor, atât pentru studii liceale, cât și pentru cele universitare. La Petroșani a fost organizat astăzi târgul de oferte Arena Educației. Târgul de oferte educaționale Arena Educației, organizat de Universitatea Politehnică Timișoara, Facultatea de Inginerie din Hunedoara, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională și Casa Corpului Didactic Deva, a ajuns astăzi și la Petroșani. El se adresează absolvenților de clasa A8-a și elevilor din clasele terminale de liceu, în scopul diseminării ofertei educaționale a liceelor din județ și a instituțiilor de învățământ superior din regiune. Încă de când am deschis porțile și am declarat deschisă această acțiune, pot spune că elevii au fost și sperăm să vină pe parcurs. Sperăm cât mai mulți elevi să vină, să există o informare cât mai bună, să există o cunoaștere cât mai bună pentru a lua o decizie corectă în ceea ce privește alegerea liceului și nu numai și a facultății pe care doresc să o urmeze în viață. Oferta a fost diversificată atât pentru studiile liceale cât și pentru cele universitare. În primul rând îi atragem pe absolvenții de liceu să ajungă la Universitatea din Petroșani și după aceea să rămână la Universitatea din Petroșani, deoarece este o universitate de renume, cu prestigiu, cu vechime. Anul acesta aniversăm 65 de ani de la înființarea Universității din Petroșani și 20 de ani de la înființarea Facultății de Științe în cadrul Universității din Petroșani. Avem o serie de oferte și destul de variate pentru toți cei care doresc să urmeze o specializare sau alta în cadrul universității, plus că avem o universitate frumoasă, un campus deosebit, o bază sportivă deosebită și eu cred că avem toate șansele să atragem mulți absolvenți. Suntem de la Școala Sanitară Post-Liceală Carol Davila din Călan. Avem o vechime de peste 20 de ani în domeniul acesta. În timp au terminat la noi la școală mii de elevi care și-au găsit posturi și în străinătate și în țară. Pentru anul 2013-2014 avem un plan de școlarizare format din două clase asistent medical generalist și două clase asistent medical de farmacie. Elevii care pot să vină la noi sunt elevi care au terminat liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat. Școala dispune de săli de clasă moderne dotate, săli de demonstrație dotate după standardele europene, personal didactic foarte bine pregătit. Noi suntem Facultatea de Management Turistic și Comercial din Timișoara și avem cursuri cu frecvență redusă și cursuri de zi de 3 ani cu taxe modice, spunem noi, și anume 450 de euro pe an și oferim studenților o gamă diversificată de activități, cursuri, seminarii și activități extracurriculare. Și avem multe avantaje în sensul că pe lângă activitățile școlare le oferim studenților pregătire pentru obținerea certificatului Cambridge. Tinerii către care și-a îndreptat atenția acest eveniment au fost încântați de cele prezentate astăzi la Sala de Marmură a Primăriei Municipiului Petroșani. Din punct de vedere, orice ofertă mi se pare interesantă pentru cine îi place. Asta fiecare are scopul în viață care vrea să-l urmeze. Și ce îi place, aia face. Tu ce ți-ai propus pe viitor? Eu mi-am propus să urmez profilul turism și alimentație, pe post de Kellner,
depinde, asta urmează pe parcursul vieții să văd ce aș dori în continuare. Mie mi-a plăcut oferta și aș vrea să mă duc la economic. Pe ce domeniu vrei să mergi mai departe? Turism și alimentație. Place? Crezi că este o meserie de viitor? Da. Fiecare liceu are oferta lui. Fiecare liceu este avantajos. Dar mai mult la economic ne-ar avantaja, că este pe economie. Pe ce domeniu, mai exact? Turism și alimentație publică. Crezi că e un domeniu de viitor? Da, desigur. Turismul tot timpul a fost o afacere bine gândită. Deschiderea oficială a târgului de oferte educaționale a avut loc la Deva, marți 21 mai 2013, ora 10, la Centrul Cultural Drăgan Muntean. Tradiția spune că în a treia duminică de la Paște se organizează nedeia mumrlănească din dealul Babii. Anul acesta, la fel ca și la Paroșeni, sărbătoarea va fi specială. Se anunță din nou o duminică plină de bună dispoziție în care tradiția și bucuria se vor împleti cu jocul și cântecul mumârlănesc. La acest sfârșit de săptămână va avea loc nedeea din dealul Babii, un eveniment care an de an nu lipsește din programul cultural-artistic al primăriei municipiului Vulcan. Nedeile sunt pentru a exprima tradiția mumârlănească, portul popular și muzica mumârlănească. Vrem să îmbinăm această legătură între muzică, folclor, port și biserică. Iată unde se întâlnesc oamenii cel mai des, toți împreună, sunt la biserică și la aceste jocuri câmpenești. Și la dealul Babii va fi un alt mod de a aborda această nedeie și cred că modul în care am gândit-o va fi așa cum se cuvine, pe placul celor care locuiesc în dealul Babii și a cetățenilor care vor fi și pe care îi invit și pe această cale să vină la nedeea din dealul Babii. Localnicii vor veni fiecare de acasă cu coșuri cu bucate tradiționale pe care le vor servi cu prietenii și invitații. Artiștii și ansamblurile de pe raza localității vor fi aici pentru a întreține atmosfera. Avem copiii care vor cânta pe scena de la nedeea din dealul Babii, avem tradiții mămârlănești, avem o masă cu produse mămârlănești. Sigur, eu zic cât se poate de original vrem să facem și sigur ceea ce este important este portul popular, cei să fie într-un număr cât mai mare care au portul popular mămârlănesc. E o zonă specifică mămârlănească și cu tradiție în dealul Babii și consider că este normal să trecem în revistă această calitate a păstrării portului popular din dealul Babii. Întreaga manifestare începe la ora 13, cu o slujbă la biserica din sat, după care alaiul se mută la Căminul Cultural pentru petrecere. Dor Octavian Dumitru promite un spectacol în care umorul și buna dispoziție vor fi la nivel maxim. Mâine seară el se va afla la Petroșan pe scena Casei de Cultură. Vineri seara la Petroșan, la Casa de Cultură a Sindicatelor Ion Dulămiță, va avea loc un spectacol care se anunță a fi de excepție. Dor Octavian Dumitru promite un show de zile mari, la care mulți petroșeneni și nu numai și-au anunțat deja prezența. Biletele s-au pus în vânzare, sunt bilete cu 30 de lei și cu 15 lei pentru elevi, studenți și pensionari. Chiar pentru grupuri, de exemplu, dacă sunt mai multe persoane, o să facem reducere la 15 lei. Va avea loc spectacolul mâine seară, la ora 19.30. Va fi un show extraordinar, cu 45 de minute program cu Dor Octavian Dumitru, 10 minute pauză în care vom avea un solist care va cânta, apoi din nou 45 de minute program. Deci va fi un program lung, un show lung, eu zic, extraordinar și pe placul oamenilor. Cei care doresc să vină la acest spectacol își pot cumpăra biletul și mâine, chiar și înainte de începutul show-ului. A venit primăvara, iar animalele se pregătesc și ele pentru sezonul cald. Stăpânii se înghesuie să facă programări la saloanele de specialitate, iar patrupedele abia așteaptă să scape de blana groasă care le-a ținut cald în timpul iernii. Câinele din imagine se numește Dolim, are 5 ani și în fiecare primăvară este adusă de stăpâna sa la salon ca să își schimbe lucul. A venit căldura, iar cățelușa trebuie să dea jos blana mare și groasă.
De câte ori veniți cu câinii? De câte ori pe an veniți cu câinii la tuns? O dată, primăvară. De ce? Când începe căldura, pentru confortul lor, pentru igienă. Câți câini aveți? 5. Și pe toți i-ați adus? Nu, doar 3. 2 sunt cu blană scurtă. Ce freză? Pentru ce freză optați de obicei? Standard, fără freză. Doar tunș, tuns simplu. Cosmeticianul spune că de multe ori blana ascunde și mulți dăunători, ori diferite boli de piele, iar vizita la salon este însoțită și de un consult de specialitate. În general, căței când vin și fac programare la mine, deci la cosmetică canină, deci rolul meu nu este numai să-i tund. Deci eu și observ anumite probleme de sănătate, le recomand un consult, care este, deci consultul este gratis, este pentru toți proprietarii, toți clienții mei este gratis și se poate, deci poți să descoper o dermatită, poți să descoper o otită la urechi, poți să descoper tartru pe dinți, o infecție la nivel bucal, poți să descoper probleme cu glandele perianale sau multe, multe alte probleme. La cabinetele de cosmetică și toaletare canină, programările se țin lanț în această perioadă, iar stilistul nu stă nicio clipă. De dimineața și până seara are de lucru și nu doar câinii sunt aduși la salon, ci și alte animale. Se tund pisici și la ele este tariful este 40-60 la persoană, care este foarte, foarte încălcită, 40 la o europeană cu un păr mediu. Așa, avem porcușor de Guinea la tuns, avem iepurași. Iepuraș la tuns. La capitolul freze, cei mai mulți stăpâni preferă ceva practic, adică tuns complet. Puțini sunt cei care se hotărăsc să lase câinilor câte un moț la codiță ori la picioare. Prețul unui tuns diferă în funcție de talie și de rasă, costă de la 30 de lei și până la peste 100 de lei. Părerea clienților, deci părerea clientului, deci contează foarte mult, dar de multe ori am și eu ceva de spus, după experiență de 9 ani de zile, aproape 10 ani de zile, deci încerc să potrivesc să fie și practic, să fie și frumos, deci să placă și clientului și să fiu și eu mulțumită de munca pe care o fac. Deci toată lumea trebuie să fie mulțumită și atunci găsim un numitor comun. Întotdeauna se găsește un numitor comun. Deci, de exemplu, dacă un cățel vine foarte încălcit, de exemplu, primăvara, după o iarnă lungă, vin căței foarte încălciți, majoritatea nu stau la pieptănat, din păcate nu stau, sau clienții nu au timp, sunt foarte ocupați. Și atunci căței vin încălciți și singura soluție este tuns puțin mai scurt. Spălat, tuns, speriat și parfumat. Cam așa pleacă un câine de la cabinetul de cosmetică, ba chiar și cu urechile curățate și cu unghiile tăiate. De talie mare ori mică, indiferent de rasă sau vârstă, toți câinii sunt tratați cu aceeași grijă. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Vă așteptăm și mâine la aceeași oră. Să aveți parte de o seară cât mai bună!